Concertul de colinde al Liceului de Artă Sabin Drăgoi a devenit deja o tradiție. An de an, elevii din clasele 1-8 prezintă arădenilor interesați cele mai frumoase colinde românești, dar și internaționale. Anul acesta, concertul a avut loc în sala Ferdinand din cadrul Palatului Administrativ, în fața unui public numeros. De Crăciun nu ne deschidem doar cadourile, ci mai ales inimile. Cel care nu găsește Crăciunul în inima lui, nu-l va găsi nici sub brad. Iar inima trebuie să fie pură, doar astfel își va găsi loc în ea Crăciunul. De aceea, în această seară, ne vor aduce marea veste a nașterii Domnului, copii, inimi curate, pline de inocență și iubire. Să ne deschidem așadar inimile, pentru ca ființa noastră să se pătrundă de spiritul Crăciunului vestit de glasul de copii. Glasul de copii, corul Prichindelul, dirijat de doamna profesor Corina Teuca. Cei prezenți au putut să se bucure atât de melodii celebre, cât și de lucrări mai puțin cunoscute publicului larg.